Drama fetiței care a fost violată și a născut la 11 ani a șocat întreaga societate, iar autoritățile recunosc că acest caz scoate la iveală lacunele legislative și lipsa de specialiști în protecția copiilor. Poliția a anunțat că tatăl vitreg al fetei este suspectat de viol și a fost plasat în arest preventiv. Potrivit medicilor de la Institutul Mamei și Copilului, copila este cea mai tânără mamă din Republica Moldova. În instituția medicală, un caz asemănător s-a înregistrat acum câțiva ani, dar mama avea 13 ani. Pentru a trece cu bine peste o astfel de dramă, mamele minore au nevoie de consiliere psihologică de specialitate, dar și susținerea familiei, colegilor și prietenilor. Și pentru ca astfel de situații să nu se mai repete, specialiștii spun că predarea educației sexuale în școli este una dintre soluții. De asemenea, societatea ar trebui să renunțe la falsele pudori și să nu mai perceapă viața sexuală ca pe o rușine. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. La începutul lui 2024, copila de doar 11 ani a născut prin cezariană o fetiță la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. La vârsta așa de fragedă n-am avut nașteri, de obicei de la 14 și în sus. Sigur că apar mai multe complicații, mai multe probleme cu aceste fete. Tânăra mamă și copilul sunt bine. Fata s-a întors la școală, iar bunica ei a revenit acasă din străinătate pentru a avea grijă de bebeluș. Cazul a fost reflectat, a fost sesizat de la școală, când a văzut că, într-adevăr, persoana deja prezenta semne de graviditate și atunci deja au fost sesizați toți asistenții sociali și urmare controlului s-a stabilit deja că persoana însărcinată. Mama victimei unde era? Sau în general iată aici avem cazul că într-adevăr la moment era plecată. Și respectiv, după cât cunosc, a revenit și are grijă. El tot e copil rămâne. De susținut, de nu întrerup procesul educațional acestei fetițe. Poliția a demarat o cercetare penală pentru viol săvârșit asupra unei persoane ce nu a atins vârsta de 14 ani. Suspect este tatăl vitreg al fetei, în vârstă de 46 de ani. El a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Psihologii spun că urmările unor astfel de situații pot fi cumplite pentru victime. Copilul o să realizeze mai târziu ce s-a întâmplat cu el. Aici e foarte important acum o asistență psihologică de calitate, pentru ca să fie cât mai puțin traumatizant, pentru că vă dați seama ce se poate întâmpla cu acest copil când el o să ducă în sat. Foarte mult importanța maximă este acum cum va fi gestionat acest caz la nivel de localitate, la nivel de școală, la nivel de familie. Fata de 11 ani care a devenit mamă a ajuns și în atenția autorităților, iar ministrul Muncii și Protecției Sociale a declarat că acest caz va declanșa o serie de verificări. Eu am solicitat o analiză pe intern în cadrul Ministerului pentru a înțelege cum noi am eșuat față de acest copil. Atât timp cât noi aprobăm legi, aprobăm programe și inițiative, fără a avea intervenții, fără a avea investiții în colegii noștri din prima linie, lucrurile nu se vor schimba. Deci abordarea noastră de până acum a fost una absolut lașă. În acest caz s-a autosesizat și avocatul poporului pentru drepturile copilului. Oficialul spune că în 2022 s-au înregistrat 9 nașteri în rândul minorelor de până la 14 ani și numai puțin de 223 de nașteri în rândul fetelor cu vârsta între 15 și 17 ani. Dacă analizăm datele pe cel puțin pe ultimii 10 ani, am avut două cazuri de nașteri la 12 ani, dar nici unul la o vârstă mai fragedă. Voi întreprinde toate demersurile necesare pentru a mă asigura că această fată, acest copil, cât și nou-născutul sunt în siguranță, sunt bine, pentru că și le sunt oferite toate serviciile de suport necesare. Astfel de cazuri nu sunt o noutate pentru medicii din Republica Moldova. Anual, peste 100 de minori aduc pe lume copii la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Specialiștii spun că nașterea la o asemenea vârstă este destul de periculoasă și de aceea sarcinile trebuie urmărite cu atenție. Da, organele nu sunt dezvoltate. Organismul este imatur. Organismul mamei crește paralel cu organismul fetului și este luptă între două organisme, a mamei și a fetului. Sigur că deseori noi avem
infecții cronice, ca infecții cu transmitere sexuală, ca vaginoze, ca colpite, asta e infecție locală, ca pielonefrit, infecție la nivel de alte organe. Creșterea tensiunii arteriale, de probleme psihologice, având în vedere o sarcină neplanificată, nedorită, deseori apare depresie în perioada perinatală și după aia depresie în postpartum. Medicii spun că cele mai multe fete foarte tinere care rămân însărcinate țin asta în secret pentru că le e frică să nu fie judecate de societate. Totuși, adolescentele până la 16 ani pot întrerupe o sarcină nedorită, dar cu acordul părinților și în urma deciziei unei comisii speciale. Specialiștii recunosc însă că numărul fetelor foarte tinere care ajung să facă întreruperi de sarcină este mai mare decât știu autoritățile. Până la 12 săptămâni avem posibilitatea să întrerupem sarcina la dorință, dar în cazul minorilor, la vârstă fragedă, de obicei asta e întreruperea la indicații sociale, așa se numește, după protocol, și creează o comisie care examinează cazul, că se discută nu numai cu părinții, că părinții pot să aibă o influență mare asupra copilului, și cu copil și cu părinții, cu jurist, cu asistent social, cu psiholog, și în comun iau decizii în privința la continuarea sau întreruperea anume sarcinii. Mai grav este că o parte dintre aceste minore sunt victimele unor abuzuri sexuale și ajung să-și povestească dramele prea târziu. Anul trecut, poliția a documentat 363 de cazuri de agresare sexuală a minorilor, cu 43 mai puțin decât în 2022. Majoritatea celor abuzați sunt fete, 315 la număr, și 24 de băieți cu vârste între 13 și 15 ani. Datele poliției mai arată că mai mult de jumătate dintre copiii agresați sexual sunt din mediul rural. În 2023, cazurile de abuzuri sexuale în rândul minorilor au fost într-o ușoară scădere, dar consecințele rămân la fel de grave. Diferența să facem dintr-un act sexual consimțit și actul sexual neconsimțit. Deci aici vorbim despre viol, în cazul în care victima minoră nu și-a dat consimțământul, și sunt cazuri atestate când victima minoră și-a dat consimțământul. Și aici, practic, avem paritate. Ori la violuri avem 137 de cazuri și în 123 de cazuri victimele minore au consimțit actul sexual. Datele poliției mai arată că din numărul total de cauze penale, în mai mult de jumătate, agresorii sexuali se știu cu victimele și chiar sunt membrii aceleiași familii. În 17 e vorba despre concubinul mamei, în 9 abuzatorul e chiar fratele victimei, în alte 6 bunicul, iar în 5 cazuri unchiul. În 19 cauze inițiate, agresorii nu au fost identificați. De regulă se întâmplă când e concubinul sau mama victimei plecat la lucruri psihotare și concubinul are grijă de fată respectivă, aici iarăși apar momente și iarăși mediul de viață. Mai cu seamă cazurile care se produc în familie, respectiv dacă victima se află într-o dependență de agresor, ea în principiu și este și frică și rușine și nu cunoaște cum va reacționa și societatea. Sunt cazuri când, într-adevăr, o perioadă îndelungată de timp victima era abuzată sexual, după aia împlinind majoratul sau după ce s-a distanțat de agresor, a revenit cu detalii și a furnizat într-adevăr prin ce coșmar a trecut. Poliția spune că cele mai multe violuri asupra minorilor au fost comise la domiciliu și pe fondul consumului de alcool. Specialiștii spun că frica și rușinea îi fac pe copii să treacă totul sub tăcere sau părinții, din diferite motive, nu se sesizează la timp aceste situații. Psihologii afirmă că în ajutorul copiilor ar trebui să vină comunitatea din care fac parte. Viața sexuală la noi în Republica Moldova, la copii, este mult mai devreme decât era anterior. Aici legea nu este destul de funcțională pentru că se ocolesc foarte multe chestii. În al doilea rând, dezinformarea, pentru că dacă în oraș copiii fiind mai informați e altceva, în sate lucrurile stau cu totul altfel. Copiii ascund, copiii nu spun. Din numărul total de infracțiuni, aproape 100 au fost comise repetat în 2023. Au mai fost raportate 96 de infracțiuni. Acestea au fost comise în alți ani, iar victimele au avut curaj să sesizeze poliția mult mai târziu. Specialiștii cred că una dintre soluțiile pentru a preveni astfel de drame este predarea educației sexuale în școli. Sunt profesori încă în școală care sunt foarte reticenți la acest capitol, foarte puțin vorbesc. Cum să te protejezi, care este efectul,
La ce vârstă trebuie ok? Fiziologic, fiziologic în corp este pregătit atât unui băiat cât așa unei fetițe. Reprezentanții Ministerului Educației susțin că educația sexuală este abordată în cadrul disciplinei opționale, dezvoltare personală și educație pentru sănătate. Recunosc însă că astfel de noțiuni sunt abordate superficial de profesori. Subiectele astea cred că pot fi predate și de psihologi, pot fi predate și de cei care astăzi deja predau educație pentru societate și dezvoltare personală. Și în linii generale cu anumite instruiri nu foarte sofisticate, cred că pot fi abordate de un spectru larg de oameni maturi care dețin studii superioare. Cursul de dezvoltare personală, el nu include modulul de ce este legat despre modul, să spunem, viața sexuală, și pentru că acest modul, cu unul din autori sunt și eu. Și noi am vrut atunci să includem, dar știind experiența ce s-a întâmplat cu că anterior a fost o disciplină foarte bună și sunt și materiale foarte bune, sunt ghiduri, sunt materiale pentru copii, pur și simplu foarte mult a fost criticată de către biserică. Respectiv el a fost expus, dar era un curs foarte bun. Părinții nu știu cum să o facă. Părinților le este frică că dacă or să înceapă să discute, or să provoace interes la copii. Oamenii recunosc că deseori percepția despre viața sexuală este una înapoiată și greșită în Republica Moldova. Noi suntem cu tradiții mai vechi, adică practic nu se vorbește despre sex în familie, adică până la 18 ani sau așteptăm majoratul ca să spunem copilul cum să folosească prezervativ sau ceva de genul ăsta. Eu nu cred că undeva în suburbie sau la țară este educație sexuală sau de genul. Adică, dar logic ar trebui undeva, eu știu, mai fragil. Dacă 11 ani au făcut un copil, eu cred că acum, nu știu, strașnic. De la 9, de la 7, nu știu când, la ce vârstă, sincer. Nu e un secret viața sexuală. Niciodată n-a fost un secret. La noi, tradițiile, biserica, ne punem paia în cap, da. Trebuie să educăm, să le deschidem mintea de mici. Sunt alte instituții care zic, nu se poate, rușine, nu. Copiii trebuie să știe ce înseamnă asta. Dacă unii ne-au spus că discută cu copiii despre educația sexuală încă de la o vârstă fragedă, alții susțin că la 11 ani este prea devreme să le vorbească despre asta. Am un băiat de 14 ani și deja am vorbit, cât de vreo 2 ani în urmă. Am spus despre am vorbit pe tema viața sexuală, contracepție, boli, inclusiv și urmările care pot fi. Cred că la 11 ani nu este ok. De la ce vârstă? De la școală, cred că. Nu știu, după casa a 7-a. Să începem să le informăm cumva, deja să le transmitem informația la vârsta lor respectivă. Trebuie să discutăm și accentuez că în perioada când deja este interesată de, hai să spun, de relații deja, când simte că este, nu știu, că este admirată, când simte că îi place de cineva, deci deja trebuie de discutat cu copilul despre chestiile astea. Dumneavoastră discutați? Încă nu am ajuns la asta, cu toate că am un copil de clasa 1, dar încă nu am ajuns la așa momente. Autoritățile recunosc că există lacune mari la capitolul protecția copiilor și că ajung să ia lucrurile mai serios abia după ce se înregistrează o tragedie. Anul acesta a fost demarată și reforma în domeniul asistenței sociale, Restart, pentru a îmbunătăți intervenția în cazurile în care copiii sunt în situații de risc. Iar o altă problemă care necesită rezolvare este criza de specialiști în domeniul protecției copilului. Noi estimăm că avem nevoie de cel puțin 300 de asemenea specialiști. Guvernul va mobiliza resursele necesare pentru ca să putem angaja acești specialiști cât mai curând posibil, pentru că asta se întâmplă. Avem cazuri de violență, polițiștii, asistenții sociali, colegii noștri din domeniul sănătății nu au instrumente, nu au resursele necesare. Fiecare caz de violență în Republica Moldova este un eșec al sistemului și asta trebuie încă o dată să ne mobilizeze cât mai mult posibil. În prezent, în primăriile din Republica Moldova lucrează doar aproximativ 40 de specialiști în protecția drepturilor copilului.